Bună ziua! Continuăm seria noastră de episoade privind analiza noilor materiale de termoizolație. Că poate s-a mai dezvoltat oferta pe piața noastră. Nu doar vata minerală și polistiren. Și astăzi vom analiza nițel un alt material, și anume plăcile PIR, adică plăcile rigide din spumă de poliizocianurat, material care atât sub formă de plăci în principal, dar și în alte forme, poate avea și alte denumiri din limba engleză, polizo, ISO, etc. Apropo, este un material foarte bun. Dacă ar fi oferta mai variată în Republica Moldova, eu, de exemplu, la Pardoseli, practic, aș recomanda în primele rânduri acest material. În acest video vom vorbi despre ce reprezintă acest material și unde se poate de folosit. Iar deja în videoul viitor, voi vorbi despre caracteristicile acestui material, cuprinse în diferite avantaje și dezavantaje. Așadar, ce reprezintă plăcile din spumă PIR? Plăcile din spumă de poliizocianurat au valori a conductibilității termice ce ating cu ușurință 0,022-0,024 W/m³. Termoizolând mai bine și ca polistirenul extrudat sau expandat și aproape de două ori mai bine decât vata minerală, mai bine chiar și decât spuma poliuretanică, nu cu mult însă oricum, și mai bine și ca perlitul, vermiculita, pluta, celuloza, rumegușul, talașul, lână de oaie, plăcile minerale și mai bine decât multe alte materiale care deja au fost analizate pe acest canal. Spuma de poliizocianurat, cu simbolul prescurtat PIR, este un polimer care se aseamănă foarte mult cu spuma poliuretanică, PUR, având cam aceeași compoziție chimică, doar că diferă doar anumite substanțe, catalizatori, care duc la anumite reacții chimice diferite la temperaturi mai mari, rezultând astfel un produs relativ diferit. Vizual, atât spuma poliuretanică cât și spuma de poliizocianurat par foarte asemănătoare, mai că identice. Fapt pentru care foarte mulți comercianți, distribuitori și, aoleu, chiar și producători, încurcă simbolul PIR pe paginile lor web sau în diferite reclame care se atribuie spumei de poliizocianurat cu simbolul PUR, care ține de spuma poliuretanică. Practic, această greșeală, zic eu, am văzut-o și în Republica Moldova, și în România, și în Ucraina, Rusia, și chiar în câteva țări europene. Nu vreau să vă plictisesc acum cu modul de fabricație și ce reacții chimice de expandare și altele au loc, așa că o să trec la etapa finală, și anume la ce fel de panouri PIR, ca așa uneori să le numesc în continuare, există. Așadar, cel mai des, adică, mă rog, mai mereu, sub formă de plăci, acest material are un mez rigid din spumă de poliizocianurat și deja este învelit cu alte materiale, care, la rândul lor, aduc fie un anumit aport termic, fie durabilitate, fie careva stabilitate dimensională, hidroizolație, etc. Așadar, plăcile respective pot fi găsite în principal în combinații cu învelișe din folie de aluminiu, carton bituminat sau membrane bituminoase, hârtie craft, fibre de sticle sau fibre minerală. Aceasta în principal, dar pot fi și în combinații cu diferite pelicule de polietilenă, barieră de vapori, grafit, gips carton, metal, creând apropo panouri sandwich care au miez fie din spumă poliuretanică, fie din spumă de poliizocianurat și alte combinații. Ca de exemplu, pot menționa aici panourile vidate VIP, cele mai termoizolante din lume despre care, apropo, am discutat deja în câteva videouri în trecut. Păi, aceste panouri vidate sunt învelite cu spumă poliuretanică sau spumă de poliizocianurat în anumite combinații și deja poate să mai aibă un înveliș gen folie de aluminiu și tot așa. Mă rog, combinații sunt multe. Eu, în continuare, voi vorbi despre plăcile PIR ca material principal de termoizolație, care vedem acum pe ecran sau ceva de genul.
nu și de panourile sandwich cu metal, doar ce sunt un pic altceva în tot întregul său, despre care, nu știu, poate voi face vreun video în viitor. Așadar, unde se folosește acest material? Din cauza proprietăților sale, are el anumite chestii despre care voi vorbi în videoul viitor mult mai explicit, aplicațiile acestuia nu sunt foarte, foarte variate. Însă, cu siguranță, acolo unde este folosit, aduce cu sine o termoizolare extrem de eficientă și bună. În principal, eu aș recomanda să folosim acest material la termoizolarea pardoselelor, acoperișelor plate de tip terasă, acoperișelor înclinate în panta, unde în anumite cazuri sunt binevenite panourile sandwich cu miez din spumă de polizocianurat, 4. Fundațiilor, atât sub placa de la cota 0, cât și pe verticală, la pereți exteriori sau interiori perimetrali, însă desigur cu careva măsuri de protecție. 5. La termoizolarea saunelor, băielor și altor locuri de genul dat. 6. În cazul pereților, însă mai puțin cei rezidențiali și mai mult la hale industriale, oficii și alte spații care au un alt regim de exploatare și unde se pot folosi cu succes panourile sandwich, de exemplu. 7. În diferite spații cu destinații speciale, cum ar fi camerele frigorifice. Și 8. Acest izolator se mai folosește în cazul izolării diferitor țevi, tubulaturi și altele. Chiar dacă în anumite surse am găsit că se poate de folosit și în combinație cu lemnul, de exemplu la acoperișele în pantă sau la tavanele din lemn sau poate la pereții interiori sau exteriori sau chiar și în cazul fațadei ventilate, eu totuși în aceste locuri recomand să ne axăm mai bine pe materialele permeabile la vapoare de apă. Am creat și postat în trecut mai multe videouri despre diferite reguli de termoizolație, dacă aveți timp și interesul, le puteți viziona. În concluzie, acest material a apărut mai mult pe piața din regiunea noastră a Europei în ultimii ani, poate decenii. Mulți încă nu-l cunosc, însă eu cred că este un material foarte bun, însă ca oricare material are și el diferite părți bune și mai puțin bune, așa că haideți să facem cunoștință mai îndeaproape cu avantajele și dezavantajele acestuia. Deja aceste caracteristici vor fi analizate pe larg în videoul viitor. Abonați-vă ca să nu pierdeți, un like, un share, o distribuire, poate o donație Patreon, eu nu mă supăr. Vă mulțumesc și la revedere!